cum poți să spui asta când eu am mai multe lucruri de zis decât Duțu? Nu, nu m-a rugat. Ah, mă mir. Codruț a zis, nu ca Adelina o pune pe Ana să nu vorbească, să fie în umbra ei. Nu s-a întâmplat asta niciodată, niciodată n-am vorbit în locul ei, niciodată nu i-am spus ceva, n-am încercat niciodată, nici măcar o secundă să o manipulez sau să... Acum putem să credem și noi, Adelina, ca să o fie intenționată. Exact, și-a inventat. Da, exact, exact, și-a inventat. Dacă nu era Ana, nu avea nici măcar un subiect. Da, exact. Am mai avut, să știi, da, mă rog. Nu, las că nici el nu se Așa e. Eu am vorbit cu Ana, adică mă rog, am fost destul de apropiate și pe Radu îl deranja chestia asta și practic m-am certat cu Radu, am avut câteva discuții din cauza Anei și în momentul în care Codruța a zis, Adelina nu te lasă să vorbești și așa mai departe și am zis, Ana, spune adevărul că nu stau să fiu pusă în că s-a întâmplat așa, spune și fii sinceră cu tot și Ana n-a zis nimic, a zis Codruț, taci și a tăcut, nu? Și cine a... Și pentru ce? Că oricum mă certam și cu Radu din cauza ei. Și am spus și lui, și astăzi am venit și a zis, astăzi poți să vorbești cu Ana. Și am zis, târziu, că n-am ce să vorbesc. Adică nu că n-am ce să vorbesc, vorbesc cu toată lumea, că eu n-am nimic cu nimeni, așa păi să trece. Păi da, prost, pentru că am dansat chiar toți. Frate, nu era ca și cum am fi fost 3, 4, 5 separat, n-am nimic personal cu nimeni, mi-e trece foarte repede. Păi și atunci, tu de ce nu i-ai zis iubitului tău, hai să dansăm, că personal n-am nimic cu nimeni. Dacă că dezlegare la pește ți-a dat azi. Nu dansez. Da, nu știu că nu dansez. Da. Nu să stai cu toată lumea. Dai seama, deci că nu mă lăsa să dansez. Nu te lăsa să dansezi. Ai dansat cu el. Nu te lăsa să dansezi cu grupul. Ai fi vrut să stai că cu toată lumea. Că erai parte din grup. Dar eu vreau să înțeleg un lucru. Nu, vreau să stau cu voi, vreau să stau cu el. Nu, dar dacă voi patru v-ați pus într-un colț și restul de 15... Ceați, ca să vedeți cine e fals. Ieri nu aveai voie nici măcar să mai respire lângă tine sau să stați împreună. Azi dezlegare la pește. Bă, da, mi-a zis, dacă vrei, poți să vorbești cu Ana, că au trecut ei pe aici. Ei erau ei doi acolo pe canal. Dar și el a vorbit cu Ana și a venit, a stat am cu Ana. Vorbit, ne-am jucat între noi, ne-am vorbit. V-ați jucat între voi dintr-o dată, din ieri, nici să nu ales, nu coboare. Au trecut pe aici. Și azi, după o zi, a stat frumos. Am stat doar eu cu el mai mult timp. Asta vă spun, cine este fals? În toate condițiile astea. Am stat amândoi, apoi am jucat cu balonul. Noi doi și-a trecut codul și-a dat cu Ana în balon așa. Și-a zis la Pauli. La Pauli, de exemplu, a stat doar voi doi, da? N-ați avut subiecte normal, n-a avut cine să ia de voi pentru că a stat doar voi doi. Dar acum, dacă tu nu voia să crea subiecte, trebuia să stați la fel doar voi doi, nu voi doi și Ana. Pentru că nici ei erau singurii care nu dansau cu restul, păi cu voi, de ce? Da? Pentru că ei, normal, nu empatizează cu noi, deci problema nu este la noi, problema este la voi. E că nu suntem aici pentru frate. Sunteți aici actori. Bă, un singur om a lăsat. Să-i pup tălpile la fata aia. Ia uite, acum zici că băi, omule, eu n-am nevoie de nimeni și nimic. Că aia îți face jocurile. Ce fata îmi face jocurile, băi? Băi, oameni buni, e normal să vorbesc cu fete. Să le pup tălpile. Duțule, vrei să-ți iau exemplu tău să nu vorbesc cu fete? Să le pup tălpile. Despre ce vorbim? Bă, asta vreau. Nicușor, tu vezi cum te face? Te face? Nu mai fi slab cu capul. Un om ca asta vă face, uite, care are voie să se urce pe mese ca să dea un spectacol? Băi, un om care are încredere în el, poate să fie și aici jos și tot știe că e mai bun care tu. Nu trebuie să se urce pe masă ca să iasă în evidență să se arate el cât de grozav e. Înțelegeți cum ăsta? Da, ai dreptate, ai dreptate. Poți să fii, bă, poți să și dormi. Și decât dacă știu ce să scop pe gură față de el, tot îl faci, uite, s-a pus jos la locul lui. Despre ce vorbim? S-a pus jos. Dar eu nu fac jocurile nimeni, eu sunt eu și atâta. Nu fac... Da, eu nu te... mă interesează de viața ta, mă. Tu n-ai de ce să te... să-mi zici mie ceva și Nicolas, fete, nu vorbi cu mine. Eu vreau doar să facem o mică ordine în casa. Dacă mie mi se pare că nu te cuiți, poți normal, în anumite de situații, te contrazic. Bună, Simona! Bună, Simona! Am zis că o să fac orice ce simt în orice moment. Dar n-am, mă, nicio treabă, omule! Ce, Simona, ce ai făcut? Nu. Mă, nicio vrăjeală, eu mi-am dat seama. Că, într-adevăr, eu cred că Simone chiar îi place de Duțu. A, ai ajuns acolo. Și spun și de ce. Vă spun și de ce. Fata tati. Fata tati. Dici de ce? Iar. Pungală. Pe cum să stau? Exact. Tu ești zovada. Să asigur la vrăjelile astea. Cum să stau să asigur la vrăjelile astea? Că mi-e rău. Să se văd că te prefaci. Păi da, dau exemple. Se văd că te prefaci. Eu vorbesc pe exemple. Dacă dai aia. Noi prefaceți amândoi. Simona, ascultă. Ce cred eu asta? Simona voastră și cu... Ca să te apropii de mine. Da. Ca să-l faci. Gelos că s-a supărat lumea, să vă vadă cum îl faci gelos. Și s-a dovedit asta în gala trecută. Băi, nu mai crea, bă, subiecte false. În gala trecută. Nu mai crea cu leșinile subiecte false. În gala trecută.
amândoi. Uite, pe ăsta, Micu, nu l-ai votat, deși ai început să faci ca toate alea să plângi pe acolo, că nu mai suport pe ăsta, că să trimiteți acasă, că mă jicăște sau nu știu ce. Nu l-ai votat pentru că ai știai că ești prieten cu ăsta, Micu, cu Duțu. Ai început cu 10 subiecte și nu știu la care să mă gata, da, și tu, marioneto. Așa este. Gata, marioneto, că vă faceți iar, vă faceți iar. Tu și Daniela. Instagram, rășelile, acum vă dați, lăsați ora unii. Eu le-am dat bloc la toate. Aseară le-am dat bloc la toate. Aseară le-ai dat bloc la toate. Aseară le-ai dat bloc și acum dați bloc. Dați scora unii afară cu prietenii tăi, cu Ana și cu... Ploșca asta cu Carmona. Codruz, nu? Simona, da. De ce nu ești tu o femeie asumată? De ce? Te întreb eu. La ce de ce? Uite, dai seama. Care ai încercat vedeți? Cât de prez, că vedeți? Fix. Ca stat. Zbiară ăsta, nu te aud, nu te aud. Dacă mai zbiară, am mâncat din aceeași farfurie. Dar nu mă cer cu ea. O linie, un minut și după aia. Dar nu mă cer. Eu cred că ți-e place de Duțu. Da, e mea, dar nu știu ce. Dar nu e ceartă. Simona, ți-am dat bloc. Vezi? Azi. Nu știu să vorbești. Doar pe ceartă, mă. De oameni. Păi asta să se asta să se eu pe dau asta și părere. Eu nu vin aici să zic ca o femeie să mă facă gelos. Mai bine jur decât să vin să zic îți place de mine, da. De tu îmi place de mine, îți place. Mi-am dat seama că din conversația o femeie să mă facă. Dar ce e cu circul ăsta gratis, serios acum? Din conversațiile mele cu Simone, cu Simona, îmi spunea mereu așa. Nu știi să vorbească. Nu-mi place ce se întâmplă în casă. Eu încercam într-un fel să mă apropii de ea. Ea nu mă lăsa să mă apropii. Și mereu îmi spunea de Duțu. Păi, Simona, îmi spunea de Duțu că e un om rău, că el e rău, ca o femeie să mă poată să mă facă gelos cu el, pe bune. Nu ai înțeles ce vreau. Ești bărbat ca o femeie să poată să mă facă gelos. Ea știe că nu poate să ajungă la mine. Ea știe că nu poate să ajungă la mine pentru că o consideră o femeie falsă, perversă. Tu ești mai ușor de prost. Ce subiecte vrei să creiezi? Așa, ce stai acolo? Vorbești de nimeni în casa asta. Că faceți mai greșeli, de aia nu mai vorbești de nimeni. Păi de aia nu mai vorbești de nimeni, că îți iei toate alea și faci subiecte false. Îmi pare rău, bă, bă, nu mă cer pe tine. Decât să fiu un tot ăsta mincinos. Eu nu mă cer, eu doar dau sub fața mea. Sub fața mea, sub fața mea, sub fața mea, sub fața mea. În fața mea, băi, alu. Ai fost prins cu prea multe minciuni. În fața mea, trebuie să ai gura închisă. Ai fost prins cu prea multe minciuni, ai înțeles? Trebuie să ai gura închisă în fața mea. Du-te, du-te de aici, uite ce surpa asta, fă de-astea. Închide gura în fața mea. Dragă, du-te acasă, capro, nu ne pasă. Trebuie să stai în genunchi. În fața mea trebuie să vorbești în genunchi. Cu tine sau fără tine, în fața e tot una pentru mine. Că eu am făcut totul pe barba mea. Două, trei. Pe barba mea. Adelina, uite de ochii tăi. Ce barba ta, mă? Ia uite, mai uite ce gest. De aici. Îți mulțumesc că m-ai spălat pe față, mai într-adevăr. Un gest de gentleman m-a spălat, într-adevăr. Am văzut că nu m-a spălat bine pe față. Stai că m-am curățat acum și la ochi, așa? Stați, vă permit vouă vrăjel de astea de 2 lei de gratuite. Cine poftește la... Tu n-ai cum să fii pe la el, ca atât așa. Așa te fac, așa te fac. Nu mai știi pe unde să te duci. Azi știi? Sunt sus, pe voturi, pe tot ce vrei, sunt sus. Lasă-mi, am și naturale. Degeaba ți-ai luat pe toate. Toate astea să faci materiale cu ele, că stai jos. Nu e. În fața mea n-am vrut să te duci. N-am vrut să te duci. Alo! Ce? Rugați-vă, cu ceva? Rugați-vă să nu ieși favorit, băi! Rugați-vă să nu vă interesează! Rugați-vă și pe mine și pe celelalte fete din casă! Pe ce-i pe tine? Nu ai făcut de toate telefoanele! Care este în grupul lui! Te păi da, dar da. Și tu m-ai acuzat și pe mine cândva! Da, a fost la un moment dat o femeie care m-a făcut! Nu mă sesizez, dar a fost acuzată a fost și am fost acuzată n-am de zis, tine. N-am zis Roxana, n-am zis Napa, păi nu, n-am zis care s-a simțit. Dar a fost acuzată și mulțumesc Roxanei. Și v-am zis, rugați-vă să fiu, să nu ieți favorit, să pot să fiu votat. Îți mulțumesc, Roxana. Azi viața un calvar. Are în grupul lui. Are în grupul lui. Are în grupul lui. Vă mănânc pe fiecare parte. Vă mănânc pe fiecare parte. Competițional vă mănânc pe fiecare. Dar un om care vine și scuipă. Face tot ce face. Că scuipă. Vezi cu tine să ai umbră. Vine să ai umbră. E mai puternic ăla care se arată. Radu, da, lucrurile astea trebuie să le dovedești. Când să mă înveți dacă eu în casă, când vin la băieți, eu nu vorbesc cu Codruț. Mesaje între mine și pe Codruț. Ai zile în care să dai cu Codruț, să ne înțelegi. Când era într-o mini-cunoaștere, ați fost voi la început, Roxana. Ați fost voi la început. Și e normal că n-are cum să te meți pe tine, Codruț. De două ori am vorbit cu Codruț. Roxana, ai fost mocidlă. Și de aici nu te-am lăsat să te apropii de mine. Vorbit cu mine. Dar de două ori am
în afară de camera roșie, noi n-am vorbit. Păi atât, camera roșie. Și care-i faza? Nu, odată în camera roșie. Și vezi că Georgiana seara era într-o poză cu tine și cu Simona sau nu știu. Păi e colega mea de cameră, ne înțelegem bine, e normal să facem poze. Da, ești grupulețul și mi-a zis și numele cu cine ești în grupuleț. Deci nu, n-ai cum. Da, uite, vezi, băi, Roxana, ne știi râsul. Sunt cadă de elemente. V-a dat Georgiana de gol, v-a dat Georgiana de gol, pe bune. Băi, omule, sunt colegă de cameră cu Georgiana, vrei să-mi bagi papul? A, păi ești colegă de cameră cu Georgiana. Spune-mă, ce să mai spune? Roxana stă pe lângă, n-am băgat să-i bage verzi și uscate în cap, să nu se mai apropie de mine. A, vinchea, iar se bage cu uscate. Lasă-i să știi, Vă pune pe voi, voi ca fete într-o postură proastă și sunteți mie lușele, nu-i spuneți nimic. Dar eu nu-l plac, plac și am spus mine. Tu ești gelos, el mă plac și tu încerci să depărtezi pe mine. Radu, nu vezi, aia e zic. Ai mai bulezi, iau ce-și pe voi, nu cu mine. Radu, susține că ești numărul 1, da? Da, eu da. Ce plac, ce s-a întâmplat? Hai, ești. Din cauza lor, domnul Șarăxina, ne fac toți din casă falși. Cum să țină, domnul Șarăxina, că au două zile băi, de cunoaștere? Băi, tu n-ai suflet, băi, și o spadă toată lumea. Tu, în momentul în care ieși din casă, Adelina-i pa pentru tine. Nu ți-ar fi rușine? De unde până unde ar inventa fata lucrul ăsta dacă nu l-ai fi făcut? Fetele au spus că le e rușine să vorbească cu tine, că ești cel mai urât bărbat din viața lor, că ești scârbos. Tu ești cea mai mare mincinoasă. Vezi că n-am niciun scop să te minți, am zis. Să vezi ce bine o să-ți meargă ție cu mine pentru minciunile tale. Îi dau cuvântul lui Radu să spună că este fake, că de fapt Daniel ar place pe el. Poate joa ai stat cu Simona, logică te-ai dat de partea lui Mărălin. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.